Informația momentului la Digi24, toată familia Pascu a fost trimisă în judecată de DIICOT. Este vorba despre Vlad Pascu și părinții lui, Mihai și Miruna Pascu. Cu mai multe detalii, Alexandra Dinu. Alexandra, te rog. Procurorii au considerat că au strâns suficiente probe pentru a-i trimite pe cei trei în judecată. Vorbim despre fapte diferite. Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care a produs tragedia din stațiunea 2 Mai, este trimis în judecată pentru trafic de droguri. Procurorii au probe că acesta ar fi furnizat stupefiante prietenilor lui la petrecerile pe care le organiza. În ceea ce o privește pe Miruna Pascu, ne amintim, aceasta a fost trimisă în judecată pentru că a încercat să influențeze martorii din dosarul accidentului 2 mai, încerca să îi convingă pe cei care au fost la fața locului să nu declare ceea ce au văzut pentru ca fiul ei să scape cu o pedeapsă ceva mai blândă. În ceea ce îl privește pe Mihai Pascu, acesta a fost trimis în judecată pentru că deposita muniție acasă într-un spațiu unde nu ar fi trebuit să fie muniție. Toți cei trei, așa cum spuneam, vor ajunge în fața unui judecător de la Tribunalul București.